Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, din nou despre transportul refugiaților din Ucraina cu trenurile în România. Am vorbit acum câteva zile despre asta, iar directorul CFR Călători ne-a explicat în direct că refugiații nu sunt ținuți să cumpere bilet deocamdată. Aceasta fiind o dispoziție temporară, am înțeles, în așteptarea unei reglementări legale mai cuprinzătoare. Problema e că această reglementare se lasă așteptate. Iar costurile inevitabil se acumulează. Publicația clubferoviar.ro, de pildă, a calculat că doar într-o singură garnitură ieri, un tren de la Iași de la București, au fost transportați 870 de refugiați, ceea ce înseamnă că CFR Călători nu a încasat aproximativ 16.000 de euro, iar acesta este un singur caz. La telefon este directorul CFR Călători, domnul Traian Preoteasa. Bună dimineața! Bună dimineața! Un la mulți ani și o primăvară frumoasă tuturor ascultătoarelor dumneavoastră. Sunt convins că se bucură de urările astea. Spuneți-mi, aveți o imagine generală? Adică la ce sumă se ridică până acum transportul gratuit al refugiaților? Am făcut precizarea și în emisiunea trecută, nimic nu este gratuit. Vreau să fac următoarea precizare. Este normal, am citit și eu articolul între timp cu vânzarea pe caiet, este normal atâta timp cât vinzi sau emiți bilete cu titlu gratuit să fie un fel de caiet, adică nu încasăm sumă. După care se centralizează, ieri am făcut prima centralizare pe primele 6 zile, se stabilește o sumă și se înaintează Ministerului Transportului, care la rândul său către Guvern prin Ministerul Finanțelor să deconteze. Deci nu este nimic gratuit și nici pe caiet. E normal, v-am zis, să faci o centralizare, noi emitem bilete cu titlu gratuit, deci nu au o sumă pe ele să încasăm sumă cum este la circuitul normal, după care le centralizăm și solicităm guvernului banii cheltuiți în această perioadă. Spuneați că ați făcut ieri o primă centralizare pentru decontarea acestor sume. Despre ce sumă este vorba? Până la data de 7-a, deci până la data de ieri, suma totală este, stați că am un calculator aici, 6.325.571 de lei. Bun, acum noi știm că ați transmis la Ministerul Transporturilor datele necesare pentru fundamentarea unei ordonanțe de urgență pentru compensarea transportului refugiaților, că așa este firesc. Da. Ce se întâmplă cu documentul acesta? Deci, acum câteva zile, când se vorbea de emiterea unei ordonanțe de urgență specială pentru transportul de călători, era un articol unic, am înțeles că între timp se face o ordonanță de urgență mai complexă, în care se prind acolo și spitalele și școlile, tot ce înseamnă cheltuieli cu refugiații din Ucraina. Deci nu mai este o ordonanță de urgență specială pentru CFR Călători, este o ordonanță mare în care și noi suntem băgați acolo la problemele cu decontările. Și în cât timp credeți că ar putea fi? Eu sper ca săptămâna aceasta să iese. Din ce informații avem noi din minister, săptămâna aceasta ar ieși, dar nu știu să vă spun exact o dată la care se emite ordonanța de urgență. Pentru că știți, toate aceste costuri se vor acumula. Adică dacă deocamdată sunteți la 6 milioane, cam care e ritmul? Zilnic cam cât? Cam cheltuiți? Un tren mare pe zi, ceea ce înseamnă în jur de 1000 de bilete, 60-70 de mii trenuri, plus celelalte operațiuni, mai facem operațiuni scurte acolo din vamă în Iași, din vamă în Suceava. Da, este cam un milion și ceva pe zi în acest ritm. Dacă ritmul va crește, da, probabil că vor fi și alte costuri suplimentare. Mulțumim foarte mult! Ne uităm ca două puncte. Este și o oportunitate că facem niște încasări și sigur le vom încasa, nu avem problemă. Și doi, ajutăm și refugiații din... Exact cum am spus data trecută, am transportat pe toată lumea. CFR Călători a făcut o convenție cu MAV-ul să emită bilete decât până la frontieră, MAV-ul mai departe pe teritoriul Ungariei, și atunci am deblocat casele de bilete și nu mai emitem decât... le emitem la toate casele, nu numai la casele internaționale. Sigur. E firesc să ajutăm refugiații din Ucraina, e omenește așa, dar și socoteile trebuie să fie în ordine și sperăm ca guvernul să dea ordonanța. Pentru aceeași axiomă că nimic nu e gratis. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru explicație. A fost în direct în deșteptarea directorul general al CFR Călători, domnul Traian Preoteasa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.